Și orice mișcare de rezistență națională de azi care se propune poate avea succes numai dacă va avea la bază curentul unionist. Pentru că întotdeauna curentul unionist a stat la baza renașterii naționale, a independenței, a orientării pro-europene și democratice. La fel, curentul unionist va sta la baza demolării regimului Plahotniuc Dodon.